Bună dimineața, doamna Mariciu. Bună dimineața. Ce zici că faci tu astăzi aici? Să vedem. Cum adică să vedem? Ce trebuie? Ai luat ouă de la piață? Am luat. Ai fost? Da. Bro. Nu e bine. Bă, e bine. Cum să nu fie bine? Și de mâncare ce mai pregătit? Acum nu mai mâncăm astăzi. Și ce facem? Pregătim. Răbdăm, ha? Da. Bă, că e bine. Ce, nu e bine? Bă, da. Păi vezi? Fă-mi o cafea. Alta? Da, pe când mai merg? A, nu mai. Bună ziua la toți prietenii mei. Ăsta sunt eu, Fane, ce să mai vă spun, fraților? Azi e sâmbătă, mâine e lăsarea postului. Mâine seara. Copiii mei nu sunt acasă, nurorile mele nu sunt. Ce să mă fac? Asta e viața, nu e bună. Una e caldă, una e rece. Am ajuns să stăm despărțiți unii de alții. N-am făcut în viața noastră așa ceva. Sărbători de ăștia să ne ferească Dumnezeu. Copiii să duc la lucru și în ziua de lăsarea postului, auzi. Să facă și ei bani. Da. Da, să duc. S-a spus ei? Da. Că dacă nu se duc, nu-i mai ne primești. Acolo se lucrează, auzi, la fabrică, ea non-stop. Da. Da. Zici că nu mai e cafea pentru mine. Băi, păi dacă nu mai e, nu mai e, lasă. Mă duc să iau o pungă de cafea, dar și năjerii. Nu, că am luat asta. Mă duc să iau o pungă de cafea. Că când cerem, nu mai e. Mai e, e. Așa am eu, norocul meu, pricăjit. A cântat cu cum iau când m-am născut eu. Mai e bine. Nu mi-a cântat și mie cucu. Cucu? Da. Eu m-am născut la, lângă Salcâm, la marginea de drum. Cum? Da, da. M-am născut într-un Salcâm. La margine de drum. Așa, într-un cuib de cucumea m-am născut eu. Acolo m-am născut eu, Fani, de la Straia. Dar Nișor te-ai născut. Păi tu știi unde m-am născut eu? Da, cu mamă ta. Păi erai și tu acolo când m-am născut eu? Da. Bă, femeie. Anica, mătușe, dar nu țâți. Bă, Anica da, Anica m-a crescut. Acolo, lângă mamă ta, unde a născut în pat. În pat. E ca un sacafon la Severin, la gară. Stai așa câteva de mână. La Severin, la cara acolo, și-a mâncat un moș alfa. Așa. Da, și-a poftit ea și nu mă... Dă-mi mai aproape, să te vadă lumea. Să-ți aduc cafeaua. Doamna Mariță, o știți? Dar ce-i cu ăsta de o parte așa, la strâmba voi? Ce ăla? E treierul ăsta. Ce e treierul ăla? Suportul ăsta meu de maimuțoi. Tu l-ai făcut așa, dar ține cu parte. Eu? Da, cu piciorul. Păi pe o parte, nu știu ce pe o parte. Așa ești și tu și ăla. Nu m-am mai dorit cafea? Cum să nu? Și ceai? Știi ce nu vorbești frumos cu mine? Să-mi spui, domnul Fane, cu respect, i-am dat lui mamica ta cafea și ceai. De ce nu vorbești așa? Păi e mamică, dar de vezi cafeaua. Nu mă mai enerva, ce să aude? Și dacă te enervezi, ce faci? Ridui. Eche, nu m-am voxat și eu. Trebuia să te voxezi. Da. Bagă-te acolo cu capul în cenușă, să te vezi frumos ce faci. Păi mă băgai cu sus. Ia de pe căneală și de pe față. Ia de aprinsă-i focul, că n-am mai avut cu focul în sobă și de chiar înapoi. Știi asta? Nu știu. Să cumperi lemne? Lemne? Ata, a venit martie acum, nu mai vă trebuie foc. Ba da, uite mă, răcii la spate. Răcii la spate. Transpirai? Da. Mă duc să duc asta. Vă zic că în pat când dormi nu mai răcești. Nu mai spui nici mâr. Ai văzut? Da. Obosită. Calule, calule, nu vreau să mă amăcer și cu tine. Așa. Eu mă duc la serviciu odată cu copiii. Tu te duci la serviciu. Da. Asta te duci la serviciu. Femeia asta m-a distrus pe mine. Asta m-a distrus pe mine, m-a îmbolnăvit. Ce a fost pe capul meu, am luat doi de la Moțăței. Nu mi-am găsit și una de aici de aproape, să am și eu oameni ca lumea pe lângă mine, socri, cumnați, ca lumea. Nu am pe nimeni, sunt a nimănui. Ce să mai zic? Fani și cu căței. Fani cu calul, cu rei și cu pufi. Mai am pe cineva, nu mai am pe nimeni. Căței și fani. Asta e.
Mă gândesc să mă duc astăzi cu mama până la Pieri, să-i fac și plăcerea asta, să o duc și pe ea pe acolo, pe unde vrea, pe la sat, de ei, unde a crescut ea. Dar mă gândesc că dacă o duc, poate după aia moare, știi? Mai bine o strân așa în tensiune, că tot se duce, tot se duce și dacă nu o duc, mai trăiește. Nu e așa? Ce ziceți? Eu așa mai bine consider. Fraților, vă spun că nu prea sunt dispus, dar n-am ce să fac. Îmi pare rău de copiii mei, de nurorile mele, că nu sunt acasă. Nu știu ce să mai zic. N-am nicio putere. Mă sunară azi dimineață, au plecat la treabă la ora 4. Fetele au plecat azi noapte la lucru, o parte din ei. A fost tură de noapte. Nu știu ce să mai zic. Ce cu serviciul ăsta acolo, în Anglia asta, e greu și pentru ei. E foarte greu. Așa că nu știu ce să mai zic, frate, mă. Avem viață grea. Da. De ce? Am treabă cu el. Ce trebuie cu Florin? Păi te duc eu, unde vrei? Lasă-mă mai treacă lumea. Te duc eu, unde vrei? Ce? Mă duci? Da, te duc, dai bani. Nu. Dacă n-ai bani, te duc. Tu. De ce vrei? Că avea dătui, sterică, că avea dătui. Ți-o pun în cap acum. Nu mai mă rog în cap. Ha? Nu. Acum ți-o pun în cap. Eu te trandafire și ai tăi numai stau așa, vers. Da, da, vezi. Nu se o filesc. Nu. Înseamnă că te iubește cineva. Da. Dar cine? Cine te iubește? Nu. Deci spui și tu da. Păi eu da. Și ce păi spune cine? Cineva. Adică ai pe cineva? Da. Pe cine? Nu știu. Pe Ciolovricu? Îl vrei? Nu. Îi tai gâtul ca la oaie. Eu știu, Ciolovricu. Cum te-ai întrebăcit unul de ăla care-i pocăit? Da, ca lui ăla. Păi vezi, păi vezi. Nu mai vorbi, nu mai vorbi, că omul e pocăit. Și dacă e pocăit ce? Păi dacă e pocăit, să uită după muierea mea. Eu de ce nu mă uit după lui? Oh. Eu nu mă uit după nevasta lui. Eu sunt om serios. Hai că revin. Am revenit și noi. Aici cu pasnicii mei. Am înnebunit dracu, m-a turat și eu. Păi de ce? Uite, stau numai cu ăștia doi. Ia uite ce se uită la mine. Le bătuși? Nu, dar știi ce frica mea. Păi? Așa, așa e tu. Căluțul, te bătu? Ia. Dacă vrei să vorbească cu tine, ascultă-mă. Cumpără de la litere. De care? Alfabete. Și ei știi să vorbească? Și mănâncă ciorbiță cu litere, ca să poate să vorbească. Mă, ce spui tu? Da, ca desenele alea, Magda Vorbăreata. Da, mai bine nu faci tu altceva. Ce? Încălzește-le niște mâncare lor. Să vezi ce-ți dau. Și a rămas de la noi de ieri. Și pune să mănâncă și ei ceva cald, că toată noaptea au păzut. Toată noaptea au lătrat, toată noaptea au păzut, ia uite. Ce-a păzut? Că mi-a făcut mai multe pustele, de desânt, mă. Copiii mei. Tu ce păzut, mă? Ești așa, supărat. Păi, Rex. Ce? Aici trebuie să le facem lor căsuță. Da, cum să nu? Aceea. Da? Aceea, le fac eu. Dar de ce vorbești tu cu ei? Uite, o ureche sus, una jos. Ia-l în brață putem și mângâi-l pe cap, hai. Hai, chiar eu frumos. Mângâi și pe ei puțin, ca să fie și ea mai vesel. Pe căței? Da. Păi pe Fănică, nu mă duc eu să-l mângâi în pat. Fănică doarme. Ia uite cum doarme și ei. Nu, dar atât. Vezi ce înseamnă frați. Ăștia-s frați adevărați. Ia uite. Și pufii. Băi. Ca pufii nu sunt ei. Ăștia. Ăștia trage de pe sârmă jos. Fustele, toată, izmenele. Toată noaptea au lătrat. Toată da. Noaptea s-au luptat pe aici cu câini. Mm-hmm. Cu oți. Da, ăștia, tot și toată dragul. Noaptea au zberat pe aici pe oți. Trântorii. Uite, uite, Jelinca, dar dumă, palenie. Nu mai vorbi că se rușinează. Trântorii, dragul. Ia uite cum dorme, uite. Pipiri, tiri, 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 tiri. Au, salută Fanii. Salut, salut. Prechini. Ăștia sunt, băi, ăștia sunt bodyguards-ii mei.
Da, da. Leimii. Vezi? Parcă au crescut mai mari ca purcii. Vezi? Parcă zici că și sunt mii, nu? Mm. Să-i tăiem? Să-i jupuim? Cunosc. Să-i jupuim? Cum să-i jupuim? Să-i mâncăm. Nu-i zice mamă, da. Nu spune așa. Ia să vedem ce face și mama. Ce mai ai făcut și asta? Mamă! Ești acasă! Mamă, dar ce cu minte ești, mamă! Da. Pui boxa singură! Să nu dea pe cineva! Vezi că cam te-ai învățat cu boxa asta tot timpul! Am ia pacientul de școlă! Ha? Și de-aia puneau față sârmă și o amunea! Păi dar tu nu mai poți să stai fără ea? Te-ai învățat numai cu boxa? Mi trage ea. Să trage ea? Da. Te joc pe ea. Bă, mamă, asta dacă mă supăr, dau cu ea în pământ, o spac. Ha? Dar ce fac cu tine după aia? Cu pe asta. Ha? Dar nu știu ea cu ea ce să nu-ți o ia. Păi e chiriată. Ha? Da. Dar și pe că nu-l mai zi. Nu-i o mai dăm. Ce, vine să o ia cu japca? Trebuie să... Să prelungim viața, știi? Îi plătim chirie la ea. Ăștia și așa trebuie să ne dă obligatoriu cu gratuit. Spitalele. Tot gratuit, așa. Da. Ea n-a mergat și pe profesionalii. Ce mai spui tu la lume? Sănătate, le rog. La toată lumea, sănătate, fericire. La copii, la nepot, să strănepot. Pe cine știi, pe cine nu știu. Dumnezeu să le ajută. Dumnezeu să fie lui ei, să le dea sănătate, înțelegere și libertate. Atât pot să spun altceva, n-am nimic de spus. Da? Atât. Dumnezeu să le ajută să fie lui ei. Atât Dumnezeu să fie cu ei. La toată lumea? La toată țara, nu la unul. Da? La copii, la nepoți, strănepoți, ca neamul mare. Că unii neamul tău, că nu vine unul la tine. Da, să fie sănătos, că ai neamul mare, dar nu te caută unul. Da, mai s-a dus și neamul meu tot. Cine a fost care venea s-a dus. Unde s-a dus? Nu mai e nimeni. Da? A plecat tot acolo, unde nu mai sunt întoarce. De acolo cine pleacă nu mai întoarce. Acolo e țara mare. N-ai ce să mai rezolvi, să fie sănătos, care mai sunt. Atâta de rog la tot, pe care știu, pe care nu știu. Dumnezeu să le dea sănătate. Doamna Bria vă roagă de sănătate, la tot neamul, la tot nepoți, la toate nepoatele. La toată lumea, și țigani, și români, să fie sănătoși de sărbătoria cu iertarea, da. Lăsarea postului. Da, mai gândiți-vă și voi la ea. Nu trebuie nimic, îmi trebuie voie bună. Da? Atât. Cam ce mâncam, ce beam pe copiii mei. Dar luna asta de martie nu mai faci niciun descântec. Nu am mai venit inima să le descânt, că le făceam. Le făceai? Da. Păi nu faci mie să meargă bine. Păi să fie și ție. Ce mi-ai făcut mie? Să nu mai plec de acasă, să stau numai acasă, ca porc. Să stai cu Marisa. Mi-ai făcut să stau numai acasă, ca porc, la boteț. Asta mi-ai făcut mie, ăsta-i bine. Da. Da. Ăsta e binele care mi l-ai făcut mie tu. Să nu mai pleci și alte. Să nu mai plec. Și binele sângur. Da. Vezi, mamă, și eu am grijă de tine. Și binele sângur. Te las eu acum să stai în fric. Azi noapte ai dormit în fric. Am dormit. Păi de ce ai dormit în fric? În fric. Dar dacă nu strigam eu la tine, cum cădeai tu în cap? Știi când am strigat azi noapte la două? Știi. Știi? Erai gata să cazi. Vezi? Am strigat eu la tine, repede. Da. Asta că nu credeam. Asta e viața, fraților. Azi noapte pe la ora 2 m-am trezit și când m-am uitat pe el, aia era acolo și pac să cadă jos. Am strigat la ea, mamă! Dacă nu strigam, erai căzut. Erai gata, nu mai spune că nu. Nu te mai da tu, smart, doaică, că deja erai pe punctul de a pica. Și unde mergeam? Cădeai pe pământ. Nu era nicio parmă de pământ. Da. Nu era nicio parmă de pământ. Da.
Asta e. De aici până acolo, pe acolo de loc. Zilev și-a trăit, dar la pancă de loc. Doamna Bria, de la Brunișori, care o știți. O vedeți? Să fie sănătoși toată lumea. S-a învățat să stă numai cu boxa, să-i cântă boxa la urechi. Da. Mi-a dat-o Dumnezeu, îi mulțumesc și așa. Las că e bun. Las că e foarte bună pentru tine, mamă. Ce să mai zic, Dumnezeu să fie cu toată lumea. Da. Dumnezeu să ne ajută pe toată lumea. Și țigani, și români, și furnică eu ne-au rugat. M-a sunat, am vorbit cu bărbatul lui Dan Asare, cu nonuțul, m-a întrebat de tine. Da, în Franța, în Germania, la muncă. Ai? I-am spus că ești bine. M-a sunat și m-a întrebat de tine. Transmite-i ceva și pentru el. Ia bine, îmi place să se vezi tu. Până când îl bărta, să-ți mă ține că mă nu șeru, ce crezi. Bine că familie nu o pensea. M-a sunat și Suliman, m-a întrebat de tine, cum spune-o Suliman. Dumnezeu să ne ajute la toți, așa le-au zis. Sărbători fericite să sară, să iartă. Dumnezeu să ne dea sănătate la toți, sărbători fericite. Dumnezeu să ne ajute. Și pe țigănește? Da, te ajute leg. Da? Da, țigănește, de avem pașa, te ajute leg. Să-l demutați. Prostii? N-am mai fi prostii. Gata, mamă, gata. E mama Iertil, sea la lumea. Sea la lumea, e ca și Iertilul ăla, pai, că să ne-ai în sufletul. Hai, Iertil, sea la lumea, hai. Romanesc. Te-a venit Iertil, m-a adorit ca toate, pentru pașa se ihana micurii, idea murii străinea, Hai, miște, n-am mă rog. Gata, mama a făcut datoria. Așa că să nu mai vă supărați care vedeți acest glob pentru mama mea a zis ce are de spus pe țigănește. Așa e la noi, la țigani, un obicei, trebuie să zică așa e la noi, la țigani. Auzi, bate clopotul. Rex, ce pățuși, mă?